Salutare, sunt Cătălin Frăsinescu, actor al Teatrului Stella Popescu. Teatrul Stella Popescu are o secțiune Șotron, unde noi actorii aruncăm piatra prin diverse cărți, povestiri, texte pentru copii și adulți. Astăzi eu voi arunca piatra printr-o carte, Beogest, de Percival Christopher Rhea, de la editura Corin Junior. Dragul meu John, când vei găsi misiva asta, du la Brandon Abbey scrisorile care vor fi cu ea cât de repede poți. Dacă nu le poți duce tu, trimite-le. Cea pentru mătușa Patricia soluționează misterul Blue Water, în orice caz o va mulțumi și o poate face publică sau nu. Între timp, te rog, te implor, te îndrum și ți ordon să te asiguri că scrisoarea către șeful poliției nu va fi pierdută. Este exact motivul pentru care am fugit ca să îndepărtăm bănuiala ce plana asupra celor nevinovați, inclusiv asupra lui Izobela ta. Am împărțit vina între noi, iar primul care avea să moară trebuia să-și asume totul, firește, pentru ca toți ceilalți să se poată întoarce acasă. Tu sau Dig ați fi făcut asta pentru frații voștri, la fel și eu dacă pierd primul. Așadar, ai grijă ca scrisorile să ajungă acasă și la poliție și toate cele. Am scris o scrisoare absolut identică și lui Digby, ca să fiu sigur că unul dintre voi sau amândoi vă veți îngriji ca dorințele mele să fie împlinite. Nu vă bateți capul cu "De mortuis nil nisi bonum". La ce în viață trebuie să ne gândim, așa că să faci exact cum te-am instruit. Dacă faci în tocmai cum ți-am spus, îmi vei face și mie cel mai mare bine și de fapt și pentru cei vii, așa că dă-i bătaie, bobocule. Dacă îți voi supraviețui, eu voi face exact același lucru pentru tine sau pentru Digby, așa că dă-i bătaie. Cu fuga ta prostească, mi-ai cam dat toate planurile peste cap. Așa că repară-le acum executând tot ce te-am rugat. La revedere, cel mai viteaz dintre vitejii flăcăi. Ne vom vedea pe fericitele terenuri de vânătoare. Al tău, frumosul. Vă mulțumesc, dragilor. Și citiți.